Salariul nu vă garantează stabilitate. În orice moment puteți ajunge în stradă. În zilele noastre, stabilitatea înseamnă antreprenoriat. Întotdeauna m-a uimit cât de puțini oameni se preocupă de securitatea lor financiară. Foarte mulți oameni doar așteaptă. Nu ne mai pregătim, nu mai studiem, ci așteptăm. Așteptăm mereu să vină cineva și să ne spună ce să facem. Să vină președintele și să ne spună ne așteaptă vremuri grele. Să vină șeful și să ne spună ești concediat. Oamenii s-au obișnuit să aștepte, nimeni nu mai vrea să facă nimic. Oamenii vor continua să se plângă, vor bombăni mereu că au salarii mici. Aceștia consideră că nu există oportunități în condiții de criză, iar eu îi compătimesc, cu adevărat îi compătimesc. Motivul principal al tuturor acestor probleme este că au fost învățați încă din copilărie să fie salariați, iar pentru un antreprenor, criza în sine este o oportunitate. Mentalitatea muncitorului este foarte diferită de cea a antreprenorului. În vremuri economice dificile, oamenii se vor împărți întotdeauna în două categorii. Unii vor striga, s-a dus totul, ce ne facem, nu mai avem bani, iar ceilalți, antreprenorii, vor spune, va fi dificil, dar vom reuși să facem bani. Vremurile grele nu se pot schimba într-o zi, însă alegerea pe care o faceți poate fi schimbată. De aceea, vreau ca toată lumea să înceapă să facă alegeri în favoarea propriei securități financiare. În vremuri de criză, toată lumea poate face bani. Indiferent dacă sunteți antreprenor sau dacă aveți un loc de muncă obișnuit de la 8 la 5, începeți să acționați și nu mai stați degeaba. Și totuși, 90% dintre oameni vor continua să joace jocul falsei stabilități. Salariul nu vă garantează stabilitate. În orice moment puteți ajunge în stradă. În zilele noastre, stabilitatea înseamnă antreprenoriat. Găsiți ceva ce puteți vinde. Nu așteptați, treceți la treabă. Mișcați-vă fundul și faceți ceva. Găsiți un produs sau un serviciu pe care îl puteți oferi societății. Începeți să vă consolidați economiile în aur și argint, înaintea apariției oricăror probleme. Piețele sunt în creștere. Sistemul continuă să tipărească bani, așadar profitați de această perioadă, este o oportunitate. În ziua de azi există mult mai multe oportunități în lume decât oricând. În era internetului puteți face absolut orice. Chiar și atunci când economia se va prăbuși, oamenii vor fi în continuare gata să plătească pentru ceea ce au nevoie. Au făcut-o și o vor face întotdeauna. Oamenii vor avea mereu nevoie de hrană, îmbrăcăminte, divertisment. Au plătit pentru aceste lucruri și vor continua să plătească. În orice situație există o mulțime de oportunități. Așadar, a venit timpul să vă treziți și să acționați. Guvernele nu au de gând să închidă tiparnițele. Vor continua să tipărească trilioane de dolari. Iar voi veți sta nemișcați și veți aștepta pomană de la guverne? Veți aștepta până când veți fi aruncați în stradă? Sunteți în regulă? Foarte mulți oameni stau și se uită la televizor crezând că se pricep și ei la ceva. Se uită la știri și cred că ele sunt importante, așteptând să apară cineva și să le spună că îi va ajuta. Însă nu sunt interesați să investească, nu sunt interesați să-și dezvolte cunoștințele financiare. Se uită la știri, la show-uri politice și cred că se pricep la politică și economie. Au impresia că le știu pe toate. Însă nu sunt în stare să-și rezolve problemele lor de viață. Problema sistemului nostru de educație este că tinerii merg la școală și învață de la oameni care n-au atins niciodată niciun succes. Aceștia sunt numiți profesori și învățători. Iar ceea ce se întâmplă este că lumea urmează exemplul celor care se tem până și de propria lor umbră. Încă din clasele primare, acești profesori ratați vă educă frica. Ați fost învățați să vă mulțumiți cu puțin și nu care cumva să eșuați. Iar astăzi ați ajuns să vă temeți că nu veți mai primi salariul. Oamenii au în cap doar salariu, când voi primi salariul, nu pot trăi o săptămână fără nenorocitul ăsta de salariu. Asta este problema și este necesar să vă schimbați acest stil de viață.